Având în vedere subiectul de presă din ultimele două zile referitor la soluția care a fost găsită pentru încălzirea de la Liceul de Marină, domnul director Cristian Capeții are informații suplimentare, de aceea deschidem această declarație de presă. O să vă rog să ținem cont de faptul că este o declarație de presă și nu o conferință de presă, da? Mulțumesc! Bună ziua! Aș începe cu o descriere a programului pe care ne l-am dorit referitor la termoficare și la modul de încălzire a unităților școlare și aș face o descriere generală. Deci pentru toate unitățile școlare a fost pornit un studiu în care s-a dorit evidențierea unor soluții de încălzire personalizate pentru fiecare unitate de învățământ în parte. Prin acest studiu s-a relevat soluția de încălzire, precum și dimensionarea soluției respective. În particular, referitor la Liceul de Marină, pentru că au existat diverse discuții în spațiu public referitoare la prețul unui cazan, pentru că așa a ajuns informația în spațiu public, aș vrea să fac niște precizări. Liceul Tehnologic de Marină are în componență 5 corpuri de clădire. Suprafața, amprenta la sol a acestor corpuri de clădire este de 4.829 de metri pătrați, iar suprafața construită desfășurată este de 19.054 de metri pătrați. Volumul total al acestei suprafețe este în jur de 67.000 de metri cubi. Vă pot spune așa, avem un corp școală de 2682 de metri pătrați amprentă cu un număr de 5 nivele la o înălțime de 3,3 metri per nivel. Pentru internat avem un număr de 602 metri pătrați cu 4 nivele la o înălțime de 3,3 metri pătrați. Cantina are o suprafață de 605 metri pătrați, 2 nivele, o înălțime medie de 4,5 metri pătrați pe nivel. O extindere a liceului de 362 de metri pătrați cu 4 nivele, o înălțime de 3,3 și o sală de sport de 578 de metri pătrați, un nivel de o înălțime de 8 metri. După cum am spus, total metri cubi încălziți, 67.000 de metri cubi. Această soluție de încălzire a fost făcută în baza contractului, o să vă dau și numărul 31.812 din 24.03.2017 cu SC Termostil. Este o achiziție publică. Soluția a fost detaliată de către cel care a câștigat partea de proiectare și execuția lucrărilor, adică asocierea între EG Tehnologic și Termoterm. Este un contract din 13.10.2017. Ambele achiziții au fost supuse procedurilor de achiziție publică. A fost o licitație, deși inițial valoarea estimată a fost de 2.200.000, prin procedura de achiziție publică s-a ajuns la cam 1.700.000, adică a scăzut valoarea. Aș mai vrea să precizez faptul că în această dimensionare se ține cont de faptul că ne aflăm în zona 3, în zona climatică 3, unde temperaturile exterioare la care se face calculul sunt temperaturi de minus 18 grade. Asta referitor la modul în care funcționează centralele și faptul că, tot așa, informația apărută în spațiu public, n-au pornit decât 5 centrale, 7 centrale, 9 centrale. Astea sunt, din punctul meu de vedere, nu știu dacă cineva a stat noaptea când temperaturile sunt mai scăzute, nu știu dacă cineva a luat în calcul faptul că în acești kilovați pe care a fost dimensionată soluția de încălzire există și boilerele pentru apă caldă, boilere pentru apă caldă pe care le avem în corpul școală, avem în internat, avem în cantină boilerele pentru încălzirea apei. Deci numărul de centrale termice care a fost ales de cel de 33 sau dimensionare a fost făcută de către SC Termostil. Este o dimensionare corectă, raportată la suprafață și la cubajul clădirilor care sunt încălzite. Vis-a-vis de modul de funcționare al centralelor, centralele funcționează după o soluție de automatizare care se cheamă funcționare în cascadă. Vis-a-vis de economicitatea acestei soluții, pot să vă spun că este mult mai avantajos să pornească secvențial un număr de câte 2-3 centrale în tandem sau ele, deci pe baza automatizării, în funcție de temperatura exterioară și în funcție de temperatura interioară, da, aceste centrale funcționează exact atât cât este nevoie.
Deci dimensionarea care a fost făcută, numărul de cazane ales 32, și apropo, aceste 32 de cazane nu se află într-o singură locație, ele sunt aflate în diversele corpuri pe care vi le-am spus. Cele mai multe centrale sunt în corpul școală, sunt număr de 20 de centrale, totalizând 2212 kW. Deci funcționarea în cascadă asigură o economie majoră. Dacă am fi pus un singur cazan, cu necesarul total pentru toate clădirile fiind de 3860 de kW, pornirea acestui cazan sau modul în care se putea face, putea porni în 3 trepte. În sfârșit, cam astea sunt treptele, da? Păcând aici pornesc exact câte centrale trebuie la momentul la care este necesar. Deci numărul de centrale pare foarte mare, dar țineți cont, vă rog frumos, că sunt 19.000 de metri pătrați și 67.000 de metri cubi. Pot să vă spun că la nivel statistic s-a constatat, sau în sfârșit prima dimensionare care se face la nivel statistic, este în jur de 50 de W pe metru cub. Da? Deci orice specialist în centrale vă spune că la o dimensionare grosomodo necesarul este de 50 de W pe metru cub. Aici s-a ajuns la o valoare mult mai mică, ținându-se cont de faptul că există suprafețe care nu trebuie încălzite la temperatura la care trebuie încălzit un cămin, adică holuri, grupul sanitar la corpul de școală, la fel cum s-a ținut cont de faptul că la cămin condițiile de cazare impun să existe niște temperaturi de 23-24 de grade pe perioada nopții. Se ține cont și de modul în care este izolată clădirea, se ține cont și de suprafețele vitrate și așa mai departe. Deci alegerea, de asta am și dorit să avem un contractor pe zona asta, soluția care ne-a fost dată, care este verificată de verificatori tehnici, soluția este ținând cont de toate normele și normativele în vigoare. În primă fază, de exemplu, pentru, așa a gândit-o proiectantul inițial, a spus să pună câte 4 centrale pe fiecare nivel la corpul școală. Proiectantul care a făcut execuția a venit și ne-a propus să pună cele 20 de cazane într-o singură clasă pentru a face economie de spațiu și pentru că acel spațiu era disponibil. Da. Deci la cele două instituții de învățământ pe care le-ați spomenit anterior, existau acele puncte termice care, și toate rețelele interioare, existau punctele termice. Soluția a putut fi adoptată pentru că existau coșurile de fum, toate aceste anexe, să spunem, ale centralei termice, nu a trebuit să fie construite. La liceul de marină, dacă am fi vrut să alegem soluția cu 3 cazane sau 4 cazane, după cum v-a spus, care și le puteau lucra cumva în tandem, ar fi trebuit să construim o locație separată, ar fi trebuit să construim un coș de fum separat, ar fi trebuit să construim toată rețelistica interioară, de fapt la liceul de marină s-a construit, pentru că vis-a-vis de calculul pe care dumneavoastră sau în sfârșit în presă a apărut că s-a împărțit pur și simplu valoarea totală a contractului la numărul de cazane și s-a obținut un preț, nu știu, foarte mare pe cazan, eu pot să vă spun că pe un cazan prețul unui cazan în deviză este de 13.715 lei. Da. Și în niciun caz restul lucrărilor reprezentând instalații în centrală electrice, termomecanice, racorduri, gaze, proiectare, verificări, autorizări, da? Amenajare, spații și dotări PSI. În primul și în primul rând, echipamentele auxiliare necesare în funcționarea acestor centrale, care sunt, de exemplu, pompe de recirculare, da? Avem nevoie de pompe ca să împingem apa caldă. Dacă un corp de clădire are o anumită suprafață, deci de 4.000 de metri pătrați, una este să transmită apa la 5 nivele înălțime, alta este să transmit la 2 nivele înălțime. De exemplu, la sala de sport, dacă îi pun 2 cazane, ea poate funcționa fără niște pompe suplimentare. Asta la nivel tehnic, la nivel principial, vă spun că vis-a-vis de valori, valorile au fost supuse și toată procedura a fost publică. Da? Deci a fost o procedură publică de achiziție.